Chiar dacă drumurile se prezintă încă în condiții bune, vremea se poate schimba oricând, lucru care duce la crearea de probleme în rândul conducătorilor auto, care nu au mașinile echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă. Pentru evitarea unor evenimente rutiere nedorite, cauzate de condițiile meteorologice și neechiparea corespunzătoare a autovehiculelor, Poliția Română desfășoară o campanie națională informativ-preventivă intitulată Viața este în mâinile tale. La această acțiune participă în mod firesc și polițiști din cadrul serviciului rutier Hunedoara, care au dat conducătorilor auto materiale informativ-preventive. Polițiștii serviciului rutier au desfășurat o acțiune de informare și prevenire a producerii unor evenimente rutiere în cadrul campaniei naționale de prevenire a participanților la trafic inițiată de Poliția Română. Activitatea s-a desfășurat în această dimineață pe raza municipiului Deva și a avut ca și scop educația rutieră ca și element esențial în prevenirea producerii unor evenimente rutiere. În cadrul acțiunii, polițiștii au transmis conducătorilor auto recomandări preventive și le-au distribuit și material informative, respectiv pliante cu sfaturi în cadrul campaniei Viața este în mâinile tale. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara recomandă șoferilor să manifeste responsabilitate maximă la volan în această perioadă, dar și în cea viitoare, cea a sărbătorilor de iarnă. De asemenea, polițiștii rutieri din județul Hunedoara îi îndeamnă pe șoferi, mai ales pe cei de pe mijloacele de transport public comun al populației, să respecte normele de siguranță sanitară aflate în vigoare în întreaga țară pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii COVID-19.